Vești proaste la Cupromina Brut. Din luna mai se vor face disponibilizări la această societate, decizia fiind deja trimisă către AJO FM Alba. Reprezentanții de la Cupromina SA au notificat AJO FM Alba cu privire la disponibilizarea 110 angajați în luna mai. Compania are un efectiv de 481 de angajați și va rămâne cu 371 după aplicarea deciziei de concediere. Societatea Cupromina Brut a fost inclusă la începutul anului trecut pe o listă cu 15 companii care urmau să intre într-un program de restructurare și reorganizare până în 2018. Erau luate în calcul concedieri colective cu plăți compensative pentru salariați. În proiectul de ordonanță de la acea dată se menționa că salariații care urmează să fie disponibilizați vor beneficia de protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective. La Cuprumin vor putea fi angajați salariații concediați colectiv doar pentru activități de conservare, închidere, ecologizare și monitorizare post-închiderea minelor. În restructurare sunt incluși obligatoriu salariații care se încadrează în prevederile legii 263/2010 privind pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare, inclusiv liderii de sindicat. Compania minieră a înregistrat profit în ultimii ani, dar este afectată din punct de vedere financiar de datoriile istorice, care se ridică la peste 12 milioane de euro.